Slavi să fie Domnul! Frașii și sorori, în după masa aceasta, lecția se intitulează A fi sau a nu fi credincios legământului. Vom vedea din Scripturi și lucrul acesta se poate vedea și de pe teren, din realitatea zilnică, că oamenii se dovedesc ca fi credincioși unui legământ atunci când au în față un alt legământ. De exemplu, o persoană este căsătorită, să zicem, un bărbat cu o femeie. Îi apare în ispită, în vizor, în inimă altă femeie. Atunci se va vedea dacă este credincios legământului din tâi dacă ispita cealaltă n-are nicio trecere în fața lui. Când îi se propune un alt legământ, îl respinge categoric. Dar cel mai important este dacă în fața legământului încheiat de Dumnezeu cu noi și evident apoi de noi cu El, rămânem credincioși legământului în fața unui alt legământ, al căsniciei. Pentru că dacă ne căsătorim sau se căsătoresc tinerii în Domnul, ei rămân credincioși legământul încheiat cu Dumnezeu, dacă legământul se la fete, dar și la băieți, dar mai mult la fete, că unele dintre ele au încheiat botezul în apă cu lacrimi în ochi. Știu situații când au fost prigonite de familie, dar când le-a apărut în față un băiat, unior necredincios, așa cum scrie în Timotei 5, își calcă credința din tâi și uită de cel din tâi legământ și de Dumnezeu care l-a încheiat. Ceea ce vom observa în această seară, prin două personaje biblice puse în antiteză, Esau și Iacov, vom vedea că ispita aceasta... Este nu doar pentru femei. Este cu atât mai gravă pentru bărbați. Acești doi gemeni au moștenit aceeași educație. Au avut parte, aș putea spune, de aceleași făgăduințe. Pentru că toate promisiunile lui Dumnezeu erau pentru sămânța lui Avram. Au fost reiterate pentru Isaac. Dar n-au mai fost păstrate și pentru Esau decât pentru Iacov. Să privim la cei doi, luându-i pe rând, mai întâi observându-l pe Esau. Iată-l pe adolescentul Esau. El a avut o înclinație de aventurier, a fost un pasionat al vânătorii, un tânăr foarte întreprinzător, descurcăreț, care a avut trecere și printre băți și pentru fete și de ce nu și în fața tatălui său Isaac. Tânărul care a urcat în topul Populist al masii de oameni. Iată ce spune Scriptura în Cartea Genesa, capitolul 25, versetul 27, prima parte. Băieții acești s-au făcut mari. S-au ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp. Deci fie în pasiunea lui de vânătoare, fie în compania altora din Canaan de atunci. În 28, cu tot partea întâi scrie, Isaac iubea pe Esau, pentru că mânca din vânatul lui. Și iată că din decizia lui și din rezultatele activității sale, a câștigat inima tatălui său. Atât era el de pasionat, de vânătoare, din drumurile sale, încât, deși avem aici un singur caz, el este suficient de marcant pentru a observa aceasta. Iată ce scrie versetul 34. A venit acasă, a mâncat din ciorba de linte a lui Iacov și a vândut dreptul de întâi născut, a mâncat, a băut, apoi s-a scolat și a plecat. Deci el venea acasă să mănânce și doarmă rest, pe câmp. Asta era viața lui. Posibil că dacă ai fi întrebat pe slujile lui Isaac sau pe vecini, nu știu cine și cum erau, ei îl știau. Sau dacă ar fi să ne raportăm în vremea noastră și ar întreba cineva ce fel de băiat este nepotul vostru sau vecinul vostru, a, pleacă cu mașina, se scoală așa pe la 10, pleacă în oraș, are afacerile lui, mai vine după masa mănâncă și când ne culcăm noi nu i-a părut încă cu mașina. Probabil că vine târziu, că dimineața o vedem acolo. Veșnic plecat. Dar, repet, avea trecere în fața celor din jurul lui. Generalizând situația, citesc din Ioanul lui, versetele 15 la 17, pentru a vedea atât presiunea lumii acesteia, cât și între conținutul ei. Nu iubiți lumea, înseamnă că există o provocare. E sau a fost ispitit. Nici lucrurile din lume. Și unii iubesc vânătoare, alții sportul, alții muzica, diverse petreceri, ceva, îi trage pe oameni, îi smulge din casă, din casa Domnului și îi coagulează în jurul unui punct al lumii acesteia. Că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și a vieții, nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în viață. Deci rezultatele pasiunilor lumești sunt foarte efemere. N-au un fond binecuvântat, nu rezistă în vreme. De asemenea, ne citesc din 2 Petru, capitolul 2, de la versetul 12. Pentru a observa că atracția lumii, vraja ei, prinde și pe cei din biserică, dacă nu sunt atenți dacă nu sunt vegheatori. Dar aceștia ca niște dobitoace fără minte, din fire sortite să fie prinse și nimicite, bazocoreți și nu cunosc, vor perini însă stricăciunea lor și își vor lua astfel plata coperită pentru nelegiurea lor. Fericirea lor este să trăiască în plăceri ziua în mea. mare. Care și sporca se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste când o spătează împreună cu voi le scapă ochii de prea nu se satură de păcătuit, momesc suflete nestatorne, ci au inima de prins la lăcomie, sunt niște blestemați. Iată că se formează niște cercuri vicioase și unii îi atrag pe alții și slăbiciunile se asociază și oamenii sunt provocați să iasă dintr-un mediu sfânt, moștenit de acasă sau cultivat la biserică și astfel sunt îndepărtați în, spre periferiile adevărului și ale luminii, în întuneric. De aceea, luați sfatul din Tit, capitolul 2, versetul 6, care este concret pentru tineri, unde suntem îndemnați să luăm atitudine în mod personal în fața acestor ispite, să nu ne lăsăm prinși de pasiunile tinereții, sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați. Dacă tot a venit de la vânătoare și a mâncat, puteți să stea acasă, nu iarăși să se ducă. Știți și de la versetul 11 că și Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat, și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftile lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavii, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos? Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere, nimeni să nu te desprețuiască, fiindcă aceste cuvinte urmau să fie transmise de un tânăr și poate ar zâmbi, sau ar lua la de râde de ceilalți când le va spune, nu vă duceți în asemenea locală, nu vă pierdeți timpul cu lucrurile lumești. Ce ar spune? Ce te-ai Ai îmbătrânit prematur? Viața trebuie trăit. Să privim acum la Esau și credința lui, sau mai exact la religia lui, că credință nu prea avea, Ciudat, deși era lumesc și pe deasupra era curvar, fiindcă trăirea în lumea aceasta, într-un viac stricat și prea curvar, cum l-a numit însuși Domnul Hristos, se soldează cu stări de păcate din ce în ce mai agravante. Totuși, el a dorit să beneficieze de binecuvântare a pretins drepturi din partea lui Dumnezeu. Deși și să socotit dreptul de întâi născut. Adică, deși sunt momente în viața acestor tineri când, dacă ar fi întrebați direct, tu ești pocăit? Nu. Auzi, te duci cu pocăiții tăi sau vii cu noi? Vin cu voi. Totuși, alternativ, sau într-o ardă ordine de idei, ei și dori, poate să fie binecuvântați în biserică, să aibă parte de o fată credincioasă sau respectiv de un băiat, să se bucure de o lui Dumnezeu, să aibă parte de har. Știți că Esau l-a întrebat pe Isaac dacă nu cumva mai este și pentru el o binecuvântare. Deci, tinerii aceștia nu sunt în drept să primească binecuvântare datorită vieților duplicitare. Haideți să citim mai întâi despre El în cartea Genesa și apoi să generalizăm situația cu referințe biblice. Genesa, capitolul 25, de la versetul 31. Iacov a zis. Vinemească dreptul de întâi născut. Și ei știau ce înseamnă acesta. Esau s-au răspuns, iată mă sunt pe moarte, nu ce slujește dreptul acesta de întâi născut? Și Iacov a zis jură întâi, i-a jurat și astfel și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. Și avem detalii în epistola către evrei la capitolul 12, ca o sesizare pentru urmașii lui Iacov, ca să nu facă precum unchiul lor sau 12 cu 16 și 17. Vegheți să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca sau care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit? pentru că măcar că o cerea cu lacrămi, n-a putut să o schimbe. Și s-ar putea să fie păreri de rău tardive. Până am avut în față oameni care au spus, dar acum eu ce mai pot să fac? Eu sunt în postura lui Isaac, eu ce mai pot să fac pentru tine? Tu ești plângând și întreb, dar nu mai e o binecuvântare și pentru mine? Dacă ai pierdut-o, dacă ai nesocotit harul care l-ai avut, cu ce să te ajut? Noi ne rugăm, apelăm la mila lui Dumnezeu. Dar uneori Dumnezeu este foarte categoric. De aceea, ceea ce citim și studiem asta să fie un aviz suficient pentru toți cei care sunt ispitiți și atrași de lumea aceasta. Iată ce scrie Iacov, adresându-se tot evreilor, în capitolul 4 al epistolei sale, versetele 4 și 5. Suflete prea curvare. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că deja vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru sine. Deci, Dumnezeu își declară pe față gelozia și nu poate să accepte să cochetăm cu lumea și, în același timp, să pretindem că suntem copilul lui Dumnezeu, urmașii lui Avram și să vrem binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Adică, nu se poate să își păstreze cineva legământul cu Domnul și, în același timp, să aibă un legământ și cu Satana. Pentru că el este supravegheatorul, stăpânitorul lumii acesteia. Nu poți să slujești la doi stăpâni. Și vom vedea din scripturi, chiar și din acest studiu, că o căsătorie care pornește de la o relație prea strânsă cu lumea înseamnă un legământ cu Satana, o căsătorie în lume, evident. Și aceasta rupe din oficiu legământul cu Dumnezeu. Degeaba spunem noi, Doamne, Doamne, sau cum spun tinerii, și uneori îi mai păcălesc pe părinți naivi sau care nu văd, eu nu mă las de Domn, ești lăsat gata. Nici nu te mai întreabă cineva, poți să spui mai departe tot Doamne, Doamne, tu ți-ai zidit casa pe nisip. Și asta se va vedea mai târziu când vor veni ploile, șuvoile. Cum spunea Domnul Iisus în pilda din Matei 7. Asta înseamnă nechipzuință. Aude sau chiar zice și nu face. Nu ține cont de cele scrise. Să privim așadar la rezultatul acestor stări și să-l observăm pe familistul sau. Pentru că aceștia care sunt adolescenți, dar sunt lumești. Aceștia care poate se căsătoresc în biserică. Noi am fost înșelați uneori și am făcut nuntă nu la toți care sunt cu adevărat copiii lui Dumnezeu. Dar le veți vedea viitorul, viața. Privind la sau. Observăm că el s-a căsătorit așa cum a fost tinerețea, dar familia l-a îndepărtat treptat, însă total de Dumnezeu. Niciodată nu s-a mai putut pocăi, deși el a spus că Iacove se devină. S-ar putea ca asemenea tineri să dea vina pe păstori, că nu i-au botezat, pe părinți că nu s-au portat cum au vrut ei cu ei. Ar putea să dea vina pe frații lor și să găsească motive. Dacă l-ai fi întrebat pe sau, tu de ce nu ești urmașul lui Avram și al lui Isaac? Iacob e să devină. Mi-a furat binecuvântarea. Când colo, el și-o vânduse datorită pierderii spiritualității în urma atitudinilor sale lumești. În Cartea Geneza capitolul 26, aflăm despre căsătoria lui Esau, citind versetele 34 și 35. La vârsta de 40 de ani, Esau a luat de neveste pe Iudita, fata hetitului Beri, și pe Basmat, fata hetitului Elon. Ele au fost o pricină de mare amărăciune pentru Isaac și Rebecca. Adică, onoră un jinere din lume este o mare amărăciune pentru tata și mama care sunt pocăiți. El nu s-a oprit aici și în capitolul 28, de la versetul 6, avem altă referință despre viața lui de familie. Esau a văzut că Isaac binecuvântase pe Iacov și îl trimisese la Padan Aram ca să-și ia de nevastă de acolo. Și că binecuvântându-l îi deduse porunca aceasta, să nu ție nevastă dintre fetele lui Canaan. A văzut că Iacov ascultase de tatăl său și de mamă sa și plecase la Padan Aram. Esau a înțeles astfel că fetele lui Canaan nu-i plăceau tatălui său Isaac. Ați reținut? A văzut, a înțeles, Concluzia? Esau s-a dus la Ismael, el a mai luat de nevastă pe lângă nevestele pe care le avea pe Mahalat, fata lui Ismael, fiul lui Avram și sora lui Nebaiot. Deci este clar că aceasta a treia femeie a fost luată împotriva oricăror învățături și principii ce le-a avut din familie. A făcut-o în adins, aparent împotriva părinților, dar, în fapt, împotriva lui însuși. Isaac și Rebeca au avut de suferit puțin sau mai mult, dar sufletele lor sunt mântuite și veșnicia lor este asigurată. Dar Esau s-a pierdut pe sine însuși și, în mod cert, și-a nefericit și viața de familie. Nu pot crede că el cu fetele acestei i a dus o viață binecuvântată și fericită însăși din profeția lui Isac rezulta că el urma să fie oprimat, dar în momente de răzbunare avea parte de eliberare, plus celelalte stări, neliniște, frământare, lipsa păcii, toate relele care ne pădesc pe cei ce păcătuiesc. El a vrut mult să capete binecuvântarea, dar Iată doar cu ce a rămas. Citesc și din capitolul 27, de la versetul 38. Esau a zis tatălui său, n -ai decât această singură binecuvântare, tată. Binecuvintează-mă și pe mine, tată. Și Esau a ridicat glasul și a plâns. Tatăl său Isaac a răspuns și a zis, iată locuința ta va fi lipsită de grăsimea pământului, și de roa cerului de sus, vei trăi din sabia ta și vei sluji fratelui tău, dar când te vei răscula, vei scutura jugul lui de pe gâtul tău. Ce nefericire! Generalizând situația, citesc și din cartea Proverbe, capitolul 7, unde fără să avem vreun nume, întâlnim o situație poate remarcată de Solomon, dar desigur nu unică și repetabilă în fiecare generație. 7 cu 78, ispita a plecării tinerilor spre lume și a acceptării prietenilor din lume. Am zărit printre cine încercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străini și a apucat pe calea care duce spre locuința ei. Și de aici nu s-a mai întors înapoi. Așa spune spre finalul capitolului, versetul 26 și 27, că ce a făcut să cadă multe jerfe, e sau este una dintre ele. Și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morții. Atâți tineri și tinere s-au pierdut. Dar tot din Proverbe, în capitolul 22, versetul 14, extragem un principiu fundamental în această prevință. Gura curvelor este o groapă adâncă. Gura aceea despre care am citit în capitolul 7, că tot vorbindu-l a ademenit. Și urechile lui Esau au fost ademenite și însăși mintea, inima lui, de gura celor cananite. Dar doar pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela cade în ea. Deci ce s-a întâmplat cu Esau a fost o pedeapsă de la Dumnezeu, datorită faptului că l-a nesocotit pe Dumnezeu, legământul în care a fost prins în cazul lor prin părinți și astfel i-a fost rostită sentința pentru toată viața. Același principiu este prezentat și în cartea Eclesiastul, capitolul 7, versetul 26. Adică nu se pierde oricine. Cel nepreșit să are lumină întuneric, dar sunt unii destinați pierzării datorită apucăturilor lor. Înclinaților lor spre lume. Și am găsit că mai amară decât moarte este femeia, al cărei inimă este o cursă și un laț, și al cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Cine ar mai putea să scape din cursă și din cătușe? Nu se mai poate. Bietul Samson zicea: Voi face ca mai înainte. A pierdut. Și a pierdut și chemarea din partea lui Dumnezeu. Pentru că și el, ca și el, s-a avut o orientare spre lume. Lumea are mrejile ei, în care sunt prinși toți cei care se duc pe acest teren minat. Dumnezeu să păzească tinerii noștri dar ca să poată fi păziți de Dumnezeu, să se păzească și ei și să nu se joace cu focul, să nu se încurce cu lucrurile lume acesteia, că se vor compromite și se vor pierde. Asta va fi o durere pentru părinți, dar va fi un faliment definitiv pentru ei. Să trecem la Iacov, în dreptul lui avem o situație care, deși n-a fost desăvârșită din toate punctele de vedere, a fost una însă favorabilă, care a avut un deznodământ bun. Revenind la Genesa 25, pentru a-l vedea pe adolescentul Iacov. El a avut o copilărie și o tinerețe normală, petrecută în muncă și încadrat în familie. în 25 cu 27 și 29 scrie următoare. 27 partea a doua. Iacov era un om liniștit care stătea acasă în corturi. Dumnezeu ne-a făcut pe noi ca oameni să trăim acasă, nu să trăim în pădure, nici să nu trăim pe stradă și prin localuri publice. Acasă. Și în 29 scrie iarăși, o dată pe când fierbea Iacov o ciorbă. Deci, la activitățile gospodărești. E sau s-a întors de la câmp, rup de oboseală. Frați gemeni, unul la vânătoare, unul acasă. Adică unul stă cu părinții să gătească masa de seară și nici măcar nu vine la ora mesei. Iată ce diferență. Privind și la alte situații din Scriptură, un capitol în urmă, ca să vedeți că și în vremea aceea erau mulți care știau să-și ducă viața de copilărie și de tinerețe în normalitate, împreună cu familia. În 24 cu 15 și 16 scrie despre Rebecca. Nu sfârșise el încă de vorbit și iată că a ieșit cu vadra pe omă Rebecca, fata lui Betuel. Ea s-a la izvor și a umplut vadra și s-a suit iarăși. Deci, chiar dacă erau activități de desfășurat la oarecare distanță pe casă, de casă, ei se duceau, le executau și apoi se reîntorceau acasă. Pentru că aici, în versetul 28, este scris, fata a și a istorisi mamei sale acasă ce le-a întâmplat. Dacă tinerii ar spune în fiecare seară cu cine s-au întâlnit, cu cine au vorbit, ar fi frumos. Tot în acest capitol, citești și versetul 63. Într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii și s-a uitat și iată că veneau niște cămile. Pentru că s-ar putea să fie oameni care se sufocă să stea numai chiar în casă, nu? Stau toți așa ca în într-o bibliotecă sau în fața unui computer sau cu cărțile lângă ei. Simt nevoia să iasă puțin în natură. Bun, uite, Isaac a ieșit să cugete în taină, dar rețineți, el era serios, era în așteptarea unui răspuns din partea lui Eleazar și Rebecca atunci când a venit, nu l-a zărit pe Isaac încă cu una, care să-i spună, fugi că vine alta așa, să i fi cu una la plimbare și pe telefon să te alta. Oameni duplicitari. Și aici scrie că Isaac a dus pe Rebecca în cortul mamei sale și astfel viața lor de familie a început, în mod normal, acasă. În capitolul 29 scrie despre soția lui Iacov, că el, un băiat crescut acasă, a fost normal să-și ia o fată care știa să stea acasă. 29 cu 6. Tocmai atunci venea Rahela, fata lui, cu oile. Era ciobăniță, atunci era o activitate obișnuită. Dar aici scrie în versetul 12, Iacov a spus Rahele că este rudă cu tatăl ei, că este fiul Rebecii și i-a dat fuga de a spus Tatălui său. Deci, foarte legați de casă, nu doar în sensul locației, că erau prezenți și că veneau la timp de la serviciu sau de la școală. Erau legați de părinți, de familie. În schimb, pe sau? A fost rupt de familie și pe tatăl cumpăra doar cu vânatul. Personal, cred că. El a fost pricina, adică stilul său i-a provocat pe Isaac și pe Rebecca cu aceasta, nu-i disculpe, evident, ca să fie dezbinați în familie. Iacov, prin felul său, n-a fost o provocare. Observați că mai întâi se scrie despre Esau. Esau a fost provocarea. Amintesc și mai departe despre Iacov și fetele socrului său, viitoarele sale neveste, scrie aici că Iacov a stat la Laban o lună și apoi a mai slujit încă șapte ani. Dar în toți acei ani și apoi alți șapte și vremea căsătoriei, fiindcă a fost învățat cu munca și activitățile gospodărești, a înțeles ce este viața de familie, i-a fost foarte ușor după aceea ca să-și întrețină familia și să știe să muncească să ducă o viață normală din care se naște binecuvântare. Aș putea nota și din Noul Testament, din Evanghelia după Luca, capitolul 2, despre Domnul Isus, care a dus aceeași viață de acasă. Chiar dacă el a întârziat trei zile la biserică, despre sau probabil se putea spune că a întârziat trei zile la vânătoare. Luca 2, 51-52, s-a pogorât împreună cu ei. A venit la Nazaret, unde a crescut și le era supus. Asta înseamnă că executa poruncile date de părinți. Lua parte la împlinirea nevoilor familiei. Muncea alături de ei. Doar așa pot fi învățați copiii să aibă grijă de bunici și când se vor căsători să nu uite de părinți. Așa cum spune și în 1 Timotei, capitolul 5, versetul 4. Dacă o văd, are copii sau nepoți de la copii, aceștia se deprinde să fie vlavioși întâi față de cei din casa lor. Deci sunt vizați și nepoți. Asta înseamnă că ei sunt la 20 de ani, raportat la media noastră de vârstă, și au grijă de părinți, ajungi la 60 sau mai în vârstă. Pentru ca să răsplătească o de părinților lor. La un astfel de tânăr se poate să lăs lui credința, cum îi scrie Pavel lui Timotei, despre credința care mai întâi a pătruns-o pe bunica, apoi pe mama, și nu urmă pe el. Pentru că el a trăit cu bunica și cu mama. Să privim mai departe la Iacov și credința sa. Pentru că, fiind realiști, observăm în familiile noastre sau în biserică, chiar dintre băieții și fetele care stau pe acasă, care vin la biserică, dar în care nu se naște omul din lăuntru, nu se produce nașterea din nou când vrem noi, să programăm așa la 14 ani sau la 18, cu ocazia obținerii cărții de identitate sau la majorat, pe atunci să fie născut din nou. Se observă în Iacov omul cu slăbiciuni, tânărul cu aspectele lui firești, culese de la părinți, moștenite genetic, influențe din mediul, de afară. Iacov n-a fost un sfânt de mic și a crescut în dimensiuni și icoana deodată cu el. A fost un om care s-a format pe parcurs și în unele aspecte chiar a întârziat formarea și sfințirea lui. De aceea îngăduim sau tolerăm cu nădejde pe niște tineri în biserică despre care dacă suntem întrebați, n-am putea spune că sunt pocăiți de-a binelea. Dar vedem că există totuși dorință în ei. Nu sunt lumești, nu sunt curvari față de cei ca și ei. S-au atitudine, îi dăm afară sau așa ar trebui. Dar sunt unii ca Iacov. Ce se poate spune despre ei, ce se poate face cu ei? Să Citim din Cartea Genesa de la capitolul 27 pentru a vedea prima stare a lui Iacov. 27 cu Iacov a răspuns mamei sale, știți, cu ocazia binecuvântării. Iată, fratele meu, sau este păros, eu n-am păr deloc. Poate că tatăl meu mă va pipăi și voi trece de mricinos înaintea lui și în loc de binecuvântare voi face să vină peste mine blestemul. Mamă să i-a zis, blestemul acesta, fiule, să cadă peste mine, ascultă numai sfatul meu și du-te și adumi. Oricare ar fi fost contextul și orice explicație ar fi avut Rebecca. Atunci când părinții se fac complici la stările vinovate ale copiilor lor, vor suporta împreună efectele. El s-a prezentat în fața tatălui său sau și-a mințit, așa cum scrie aici, de la versetul 19, Iacov a zis tatălui său, Isac, Eu sunt eu sau fiul tău cel mai mare. Am făcut ce mi-ai spus. Scoală-te, te și ies de mănâncă din vânatul meu, pentru ca să mă binecuvintezi sufletul tău. Și chiar mai mult, Iacov a răspuns, cât despre vânat, Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte. O minciună flagrantă. Mai târziu, În capitolul 28, Iacov a plecat de acasă. Și în vremea noastră sunt situații asemănătoare. Tineri care se botează în țară, aparent au legământ, au binecuvântare, dar cei din familie au ascuns că ei sunt mascați, dar datorită greutăților vieții. Chiar recent am auzit niște mărturii despre niște tineri plecați din țară, ajuns fără bani, în lipsă, s-au temut, au apelat la Dumnezeu. Și Dumnezeu, aducându-și aminte de ei prin părinți, sau ascultându-le strigătul ca unui nenorocit, li se descoperă. Și aici, la Betel, Iacov a beneficiat de un cuvânt și de promisiuni din partea lui Dumnezeu, a fost prima lui întâlnire cu Dumnezeu. De așa ceva au nevoie toți tinerii. Dar asta trebuie să se producă înainte de căsătorie. În versetul 13, Domnul stătea deasupra scării și îi zicea, Eu sunt Domnul Dumnezeu, Tatălui tău Avram și Dumnezeu lui Isaac. Pământul pe care ești culcat, îl voi da ție și seminței tale. Și sunt enumerate făgăduințele, raportate doar pentru ei. Dar scrie de la versetul 15, Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi, te voi aduce înapoi, că nu te voi părăsi până nu voi împlini ce spun. Acum, evident că Dumnezeu nu mai are cu noi un plan ca și cu ei să facă o țară și un cadru unicat, profetic. Dar Dumnezeu poate să ia în primire pe oricare dintre tineri sau fete și să le poarte de grijă, cum se roagă el mai târziu și spune, Doamne, Tu ai zis că vei îngriji de mine să -mi meargă bine. Dar din partea lui Iacov s-a așteptat un angajament. Iată-l aici, în versetul 20, făcând o juruință. Și a zis, dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, locul de unde pleacă un tânăr credincios, unde își dusese viața până atunci, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu până atunci nu era. Era doar un aspirant potențial. Dar de aici a început viața lui, părtășia lui cu Domnul. A avut necazuri, Dumnezeu l-a ajutat în timp ce era la socrul lui și An mai târziu, a ajuns să-l să înțeleagă pe deplin. De aceea, Iacov nu este un model desăvârșit. Avem alți tineri, mai plăcuți Domnului, care din tinereții i-au slujit. Dar i-am luat pe aceștia pentru că sunt în aceeași familie și contrastul dintre ei este totuși evident. Să nu uite tinerii noștri din biserică și alții care vor audia lecția aceasta. Ceea ce spune Pavel în 2 Timotei, capitolul 2. Dumnezeu rămâne sfânt și așteaptă de la noi același răspuns atunci când vom înțelege și nu se va compromite așa pentru plăcerea noastră sau sub oricare altă motivație. 2 Timotei 2 cu 19 la 22. Totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduit, având pe cetea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Deci nimeni nu poate fi înșelat de Dumnezeu. Și oricine rostește numele Domnului se departează de fără de lege. Deci nu poți să porți numele Domnului și în același timp să îți permiți vreo fără de lege în viața ta. Asta este o înșelare. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur, și de argint, și de lemn, și de pământ. Unele sunt pentru întrebuințare de cinste, iar altele pentru întrebuințare de ocar. Deci, dacă cineva se curățește de acestea, Iacov a avut întrebuințări vinovate, greșite, dar în timp s-a curățit. Va fi un vas de cinste sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. A ajuns un patriarh de marc. Dumnezeu se numească Dumnezeului Avram, Isaac și Iacov. Fuci de poftele tinereții. Aici a fost totuși Iacov curat. A fost unul din domeniile în care n-a fost vinovat. A mințit. A înșelat. A fost lacom. Dar n-a fost imoral. Nu că celelalte nu sunt păcate. Dar nu-i tot una dacă un tânăr minte sau dacă ajunge să curvească. Chiar dacă minciuna e de la diavolul, dintr-o stare de minciună poți să ieși, poți să te corectezi, dar o relație cu o persoană din lume te compromite într-o stare mult mai agravantă. Fugi de poftile tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce pe Domnul într-o inimă curată. Acesta e un al doilea aspect pozitiv la Iacov. Nu s-a asociat cu cei lumești. El a fost un tânăr firesc printre tinerii din biserică. Mai zbordalnic, mai mințea, dar n-a fost între cei din lume și nu și-a permis să trăiască așa cu fetele care caranitei cum a făcut Oesau. Nu credeți că a fost provocator și pentru el? Avea 40 de ani. Era din punct de vedere fizic. Avea făgăduințe pe linia căsătoriei. Știa că trebuie să se căsătorească. Măcar acestea două, dragi tineri, păziți-le. Fugiți de curvie și stați în anturajul familiei și al bisericii. Aici aveți toate șansele în condițiile astea să vă păstrați legământul cu Domnul. Să privim acum la familistul Iacov, o căsătorie în ascultare de părinți, în ascultare de Domnul și familia lui cu toate necazurile ce au dat peste el l-au consacrat și au făcut din el un credincios. Și astfel credința s-a transmis generației următoare din viața lui de familie, vă rețin doar cu ceea ce scrie la capitolul 31. Versetul 5. El le-a zis, nevestilor sale, după față Tatălui vostru văd bine că nu este ca mai înainte, dar Dumnezeu Tatălui meu a fost cu mine. Credința părintelui Isaac s-a transmis și după ani de zile, când avea deja peste 10 copii, Dumnezeu era cu el. Din acel moment de când s-au întâlnit la Betel, el a reușit cu aceste două soții să își păstreze credința, ceea ce sau n-a reușit. El face referiri foarte frecvente la Dumnezeu. Iată ce scrie în versetul 7, Dumnezeu mi-a îngădit să mă păgubească. Versetul 9, Dumnezeu a luat astfel avere și mi-a dat versetul 11, Îngerii Domnului, versetul 13. E vorba de Dumnezeu din Betel, Versetul 16 din nou face referire la Dumnezeu. Și Dumnezeu era foarte prezent acolo. Apoi versetul 42. Dacă n-aș fi avut cu mine pe Dumnezeu Tatălui meu, pe Dumnezeul lui Avram, pe acela de care se temea Isac, dar nu s-a mai temut sau mi-ai fi dat drumul cu mâinile goale, dar Dumnezeu a văzut suferința mea și o la mâinilor mele. Și ieri noapte a rostit judecată. A urmat o noapte grea pentru Iacov iată l aici, în capitolul 32, rugându-se de la versetul 9 la 12, face apel la Dumnezeu. Doamne, am făgăduințe din partea ta. Apoi de la versetul 24 îl întâlnim singur în acea luptă de o noapte. S-a luptat până a revărsatul zorilor. Și în versetul 26 este scris că Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela a zis, cum îți este numele? Iacov a răspuns el. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Deci, relația lui Iacov cu Dumnezeu și cu oamenii s-a statornicit și l-a statornicit ca un om al credinței. Nu întâlnim apoi în viața lui Iacov Stări păcătoase, deși a avut probleme cu copiii, a fost un om al păcii, al dreptății, a avut suferințele lui. Cred că a fost înșelat pentru că și el, la rândul lui, a înșelat. Dar una este să ai o viață de familie în care îți plătești datoriile, niște polițe restante. Și alta este să fii sub blestem și să suporți rigorile tinereții tale vinovate când n-ai fost credincios lui Dumnezeu și te-ai aplecat spre lume. Să generalizăm situația și să vă prezint două familii din multele care mai pot fi luate drept exemplu, Evanghelia după Luca, capitolul 1, ne prezintă doi urmași al lui Iacov, în versetele 5 și 6, scrie, în zilele lui Rod. Irod era un urmaș al lui Esau și îl vom aminti imediat cu referință la viața lui de familie. Era un preot numit Zaharia, din ceata lui Abia, nevasta lui era din fetele lui Aron, și Mai chema Elisaveta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, și păzeau fără pată toate poruncile și toate rândurile Domnului. E frumos să vezi tineri credincioși, dar e o mare realizare să poți să vezi familiiști credincioși care pot să-și păstreze și legământul față de Domnul și legământul unu față de altul. Dar aceștia doi erau amândoi din Israel. Amândoi credincioși. Priviți însă în Marcu, capitolul 6. Observați-l pe urmașul lui Irod, care asculta și el predicile lui Ioan Botezătorul. Nu era chiar așa străin de biserică și de lucrurile sfinte, pentru că scrie în versetul 20, Irod se temea de Ioan, fiindcă știa omniprihănit și sfânt, ca părinții lui îl ocrotea și când îl auzea de multe ori sta în cumpără, nești în ce să facă. Mă pocăiesc sau nu mă pocăiesc? L-asculta pe Ioan, dar ce l-asculta spunând? Ioan spunea într-una, pocăiți-vă. Mă pocăiesc sau nu mă pocăiesc? L-asculta cu plăcere. Dar totul ținea până mergea acasă la nevasta lui. Nevastă pentru care a suportat mustrările lui Ioan așa cum scrie în versetul 18, Ioan zicea lui Rod, nu ți este îngădui să ții pe nevasta fratelui tău. Dar nevasta lui Rod l-a oprit nu doar pe Irod să nu se pocăiască. S-a luptat și a obținut moartea lui Ambotezătorul. El își sfârșise lucrarea. Dar cred că se vede într-un mod evident ce înseamnă să fii ca Iacov sau să fii ca Esau un partener lumesc, te termină. Degeaba ce a dat Ahab semne de pocăință? Și după unele profeții dure rostite de Dumnezeu prin Ilie, și-a luat un sac pe trup, s-a prețărat cu cenuș. cât a ținut asta? Până l-a luat Izabela la rost. L-a învârtit după deget și a vrut ce a făcut, a făcut ce a vrut cu el. N-a putut să reziste. Nu știu, nu scrie dacă e sau mai fi avut ceva remușcări tardive, dacă ar fi vrut să se întoarcă la Dumnezeu lui Isaac și la lui Avram, chiar dacă a fi avut ceva înclinații, soțiile lui sigur l-au reținut imediat și l-au terminat, cum mai târziu l-au terminat pe Solomon, pentru că și-a permis o pretenie cu lumea, care a dus la o căsătorie cu una din lume. Două concluzii în final. Dumnezeu vrea să ne călăuzească toată viața. De când începem să pricepem până murim. Dar călăuzirea lui Dumnezeu se vede într-un mod evident la căsătorie. Cine n-a avut călăuzire în căsătorie și s-a căsătorit în lume? Mă întreb, va mai putea fi călăuzit după aceea? Iacob spunea în Genesa capitolul 48, versetul 15, Dumnezeu înaintea care a părinții mei, Avram și Isaac, Dumnezeu care m-a călăuzit de când m-am născut până în ziua aceasta și avea peste 140 de ani. Așa ușor îi va fi lui Dumnezeu să ne călăuzească dacă ne a lăsat călăuziți în căsătorie. I va fi ușor să ne readucă în Canaan dacă am fost duși în Mesopotamia. Dar n-a mai putut Dumnezeu să-l călăuzească pe Esau. Pentru că în Vechiul Testament este scris în Cartea de Deuteronom, capitolul 7, despre riscul căsătoriilor cu cei de afară, cum sunt numiți în Scriptură. Deuteronom 7, de la versetul 3, să nu te încuscrești cu poporile acestea, să nu măriți pe fetele tale după fiilor, lor, să nu iei fetele lor de neveste pentru fiii căci arabate de la mine pe fiii tăi și ar sluji altor Dumnezei. De la nou este scris, să știi dar că Domnul Dumnezeu tău este singurul Dumnezeu el este un Dumnezeu credincios și ține legământul și îndurarea până al milea neam de oameni față de cei ce iubesc și păzește poruncile Lui. Dar răsplătește îndată pe cei ce l urăsc și îi pierde. Nu dă nicio păsuire celui ce l urăște, ci îi răsplătește îndată, cum s-a întâmplat cu Esau. Și dacă vrei să fii fiu sau fică, de Dumnezeu, trebuie să înțelegi, să te desparți în orice privință de lume. Nu se poate să rămâi și cu Dumnezeu și cu lumea. Iată ce spune 2 Corinteni, capitolul 6, de la 14 și la 18. Aici suntem îndemnați să ne separăm într-un mod Înțelept de lume. Așa cum s-a rugat și Domnul Iisus, nu că am putea dispărea din lume să ne retragem pe un continent sau în niște localități unde să fim ruși de societate. Dar să nu încheiem cu lumea pretenii vinovate, legăminte care ne-ar despărți de Domnul. Nu vă înjugați la un juc nepotrivit cu cine credincioși. Probabil colegii de vânătoare a lui Isau au fost cananiți. Probabil a ajuns să ia pe surorile prietenilor săi. Că ce legătură este între neprihănire și fără de lege? De ce era nevoit Iacov să stea acasă? Fiindcă nu prea o case de pocăiți în jur, aș spune. Eu parcă înțeleg situația aceasta. La noi în comună, Familia bunicilor mei a fost prima care s-a întors la Domnul. În școală eram singurul pocăit. Efectiv, unde să te duci, cu cine să ai o legătură, în afară de cele oficiale, obișnuite, de la școală. În jur erau doar cananiți. Cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Lumina alungă întunericul. Ce înțelegere poate fi între Hristos și Beliala? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Ce legătură? E întrebare. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem în templul Dumnezeului și lui viu, cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei. Zice Domnul, nu vă atingeți de deci ce este necurat și vă voi primi nu sunt necurate mijloacele de transport și alimentele, sunt necurate discuțiile, sunt necurate pasiunile păcătoase. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fi și fiice. Doamne, da, dacă nu ne dispărțim de ei, nu ne poți fi tată. Nu. Dovadă e sau. Să ne dea Domnul Haru să fim fii și fiicile lui care să trăim veșnic împreună cu el. Cât despre cei de afară, dacă vor să fie frați cu noi, au o singură șansă. Mai întâi să-i înfiezi părinții. Noi nu putem adopta ca frați. Nu există nici în lumea aceasta, din punct de vedere juridic, să vină băiatul tău într-o zi acasă să spună, mamă, te oblig peste al faci de azi fratele meu, musai. Asta este un drept al părinților să înfieze pe cineva. Dacă Dumnezeu îi înfiază, vor fi surorile noastre. Ne vom porta cu ele cu toată curăția și dacă dintre tineri vor vrea să-și aleagă, foarte bine. Cât despre celelalte, mulțumim Domnului că sunt fii și fiice în biserică. Cât despre ceilalți, le dorim mai întâi înfierea și după aceea prietenia. Asta în ideea că dacă ne aude careva să nu spună de ce ne respingeți, nu vreți să aveți de-a face cu noi? Ba da, dar într-o ordine, într -o ordine juridică înțeleaptă, corectă, ca să nu ne afectăm mântuirea noastră. O vrem pe a lor, dar nu cu riscul pierderii mântuirii noastre. Dumnezeu se îndure și de noi și de ei. Amin.